bine v-am găsit la un nou clip pe canalul meu. Astăzi am venit cu un tutorial la un machiaj inspirat din felul în care m-am simțit în ultima perioadă și bineînțeles felul în care am arătat în ultima perioadă, și anume că am fost foarte obosită și evident chestia asta s-a reflectat foarte tare asupra tenului meu. Și de aceea am vrut să vă arăt câteva trucuri pe care le folosesc și câteva chestii pe care le fac în momentul în care mă machiez să arate că sunt ceva mai odihnită decât aș fi în realitate. Dacă știți și voi alte trucuri care ne pot ajuta să arătăm ceva mai odihnite decât suntem în realitate, lăsați un comentariu mai jos, pentru că sunt convinsă că oricine trece pe la clipul ăsta o să beneficieze de ele. Și de asemenea, dacă vă place, nu uitați să-i dați un like și un share. Și acum vă las cu tutorialul ca să nu fie iarăși un clip de 30 de minute. Ok, o să încep cu pregătirea tenului, pentru că este foarte important să-ți aranjezi tenul, să-i acorzi mult mai multă grijă, în special în perioada când arată obosit, când se vede că este obosit. Deja poate machiez dacă tenul nu este îngrijit corespunzător înainte și de asta aplic un ser. În cazul în care n-ați încercat până în momentul de față un ser, vă recomand să o faceți, să vedeți că este o mega diferență. Tenul este mult mai hidratat, crema intră mult mai bine în piele, se simte mult, mult mai bine decât dacă aplici crema normal. Eu folosesc această loțiune de la Optimus, de la Oriflame, care are și SPF 30 și hidratează tenul și de asemenea și protejează împotriva soarelui și nu numai, dar îmi dă și un aspect luminos care este chiar binevenit în momentul în care ești obosită. Cred că ăsta este pasul cel mai important, aplicarea unei creme hidratante și care să îți dea luminozitate. Un truc pe care l-am descoperit de curând este să aplic acest spray fixator de la NYX înainte de fondul de ten, ca și bază. La fel, ajută să-ți dea un aspect mult mai radiant al tenului, te arată, nu știu, ceva mai odihnită decât ești în realitate, și plus că stă și fondul de ten mult mai bine pe ten. Fondul de ten pe care îl folosesc aici este acela de la Perfect Fusion, pe care îl iubesc, de la Oriflame. Are și el SPF 25 și îl aplic cu această pensulă de la Real Techniques, pensula de fond de ten. Iarăși, SPF-ul este foarte important pentru că îți dă, pe lângă faptul că te protejează de razele soarelui, în momentul în care lumina îți atinge tenul, o reflectă și asta îți dă acel aspect strălucitor și odihnit și proaspăt. Și bineînțeles că întind fondul de ten după ce l-am aplicat cu pensula cu acest beauty blender, fiindcă nu vreau urme de fond de ten pe față. O să-mi corectez și monștri pe care i-am în ultima vreme. M-au invadat niște extraterestri cu un corector de la Rimmel London, care este destul de ok, zic eu, și tot așa îl întind cu beauty blenderul. Este genială chestia asta, pe bune, deci m-am îndrăgostit de beauty blender. Pentru zona de sub ochi și ca să iluminez fața, folosesc acest corector, de fapt un anticearcăn. Este un anticearcăn de la Very Made, de la Oriflame, care știți că îmi place foarte mult și fac acel triunghi fabulos pe care sigur l-ați mai văzut prin multe tutoriale, pentru că asta ajută să-ți ridice zona de sub ochi, să nu pară atât de lăsată, și tocmai de aia și în zonele în care aveți riduri de expresie sau riduri pur și simplu puteți să aplicați un iluminator ca să nu fie umbra aia făcută de ride așa de mare și arăți ca un zombie puțin, dar întindem totul cu beauty blenderul. Iarăși, foarte important, să întindeți cât de bine se poate fiecare produs aplicat pe față, pentru că nu este drăguț să se strângă, nu este plăcut să se vadă acolo, că nu e de acolo. Am văzut multe lucruri de genul ăsta și chiar nu-s plăcute. Și pentru că mie nu mi-ajunge ăla, însă când sunt obosită folosesc și acest corector de la D1, este din varianta Illu Skin. Asta este foarte lejer, așa, să nu vă gândiți că este foarte gros, este mult mai lejer decât celălalt la care i-am făcut review și se întinde puțin și este mult mai luminos și îmi place că sporește gradul de luminozitate. Fixez totul cu pudra asta, o pulbere de la Oriflame, care îmi place la nebunie, este translucidă. Și un truc foarte important, dacă aveți riduri sub ochi sau linii de expresie sau orice sub ochi, lăsați capul, aplicați capul așa cum vedeți la mine aici și aplicați așa pudra, pentru că asta întinde pielea de sub ochi și pudra nu se strânge acolo. Ca bază pentru ochi o să folosesc acest jumbo de la NYX în nuanța Milk, nu numai pentru că îmi place ca și bază, ci și pentru că este alb și acoperă ploapele, care mai ales atunci când sunt obosită schimbă culoarea, să văd venele care sunt pe acolo, sunt mai proeminente și nu e plăcut.
și plus de asta sporește luminozitatea fardului. Apropo de fard, îl folosesc pe acesta de la Essence, din varianta asta si de fată. Este un fard în nuanță de piersică. Când sunteți obosite, nu e bine să faceți un machiaj strident pentru ochi, să se vadă foarte puternic, foarte... pentru că asta atrage atenția asupra ochilor și exact asta nu vrem. Nu vrem să atragem atenția asupra ochilor când suntem obosite. Ca să definitivez puțin, să definez puțin ochii, o să aplic în pliu bronzerul ăsta de la ELF, de la Essence, nu de la ELF, eu m-am prostit, de la Essence, pentru că are nuanță foarte caldă și este natural, pare foarte natural. Pentru zona arcade, eu o să pun, ca să combin cu creionul de la NYX, care este puțin prea alb, o să pun acest creion care este de la Oriflame, este într-o nuanță de cremă, așa foarte plăcută și este ceva mai natural, nu se vede atât de strident ca cel de la NYX. Arată mult mai bine. Și îl întind bine cu degetele să nu se vadă. Trecem la sprâncene, bang, avem sprâncene. Și pe urmă rimel. Rimelul ăsta este de la L'Oreal, este acel Manga Lashes sau nu știu cum îi zice, o să-l aveți în bara cu descriere. Oricum, este prima dată când l-am folosit aici în clip, nu mă întrebați, mă rog, nu, după prima impresie n-a fost prea grozav, mă rog, o să vă spun eu părerea mea despre el. Nu folosim un creion sau un tuș tocmai pentru că nu vrem să atragem atenția asupra ochilor. Și aici în colțul intern o să mai aplic puțin creion ca să iluminez puțin colțul intern al ochilor. Un lucru foarte important este să folosiți un bronzer. Un bronzer din acesta cald când vă machiați și mai ales în perioadele când sunteți obosite, pentru că este foarte ușor să arăți palidă în momentul în care ești obosită. Dacă aplici doar fondul de ten și nu aplici un bronzer, e foarte ușor să arăți palidă și este bine să le întinzi și pe gât, nu doar pe față, pentru că se vede diferența și degeaba l-ai aplicat pe față, n-arată bine. V-am zis, e foarte simplu să arăți palidă. Eu am făcut-o și credeți-mă că din experiență o spun. Lashul ăsta este tot de la Essence. Nu mai știu exact ce număr este. Știu că l-am mai prezentat în clipurile mele. O să-l aveți în bara cu descrieri. Îmi place foarte mult. Este natural și de-aia l-am folosit. Pare destul de natural. Și o să folosesc și iluminatorul de la Sleek, de care nu mă despart în ultima perioadă. Îl ador și îl pun doar pe pomeți, pentru că restul feței mi se pare suficient de iluminată. Iarăși nu vreau să dau impresia că sunt prea lucioasă. Și da, pentru buze o să folosesc acest lip lacquer de la Rimmel London, de la Apocalypse. Am o review pentru el. Este nuanța celestial, una din nuanțele mele preferate din ultima perioadă. Îl ador, ce să pot să zic. Pe buze puteți să puneți o nuanță ceva mai puternică, nu foarte puternică, dar ceva mai puternică ca să ne ia privirea de pe ochi. Și cam atât. Cam asta este lucrul meu de astăzi. Asta este clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să-i dați un like și un share dacă v-a plăcut. Vă aștept cu mare drag pe canalul meu. Nu uitați să treceți și pe canalul de vloguri. Am început să mai postez și pe acolo și eu o să-l aveți și pe acela în bara cu descrieri. Și da, dacă aveți sugestii de clipuri sau dacă vreți să vedeți ceva anume pe canalul meu, lăsați-mi un comentariu în bara cu descrieri și o să încerc cât de repede pot să fac acel clip pentru voi. Și până la clipul următor vă pup. Să aveți o săptămână minunată. Ciao!